Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, a emisiunii noastre. Astăzi vă dăm binețe din Grădina Botanică Dimitrie Brânză din Capitală, gazda noastră perfectă. În ce privește emisiunea de astăzi, avem cel puțin un reportaj pentru fiecare. Care mai de care mai interesante. Și ca să le vedem pe toate, ne oprim aici cu vorbele și începem emisiunea. Așa cum ați văzut în ediția anterioară a emisiunii, AgriPlanta este un loc unde oferta de produse a fost bogată, acoperind practic toate zonele de interes. În a doua parte a reportajului destinat AgriPlanta, ne-am concentrat mai mult pe ofertele destinate agriculturii inteligente și nu numai. Firma noastră oferă un întreg concept digital pentru a acoperi toate nevoile din fermă. Și aici vorbim atât despre gestiunea fermei, aici avem un soft pentru managementul fermei, care acoperă toate necesitățile pornind de la parcelă, mergând mai departe către lucrări, inputuri, până la partea economică, care ne oferă date referitoare la rentabilitate. Dar oferim și softuri pentru alte ramuri pe care le întâlnim în fermă. Este vorba despre managementul arendei. Aici oferim un serviciu care acoperă toate necesitățile în partea de arendă, dar și o aplicație pentru măsurători și, bineînțeles, și soluția tehnică conexă. Și mai nou, și chiar aici la târg lansăm acest concept de stații meteo virtuale, care dau date despre ceea ce se întâmplă în parcelele fermierului. Fac parte din firma Ogor, este un startup românesc din 2019. Acesta vine în ajutorul fermierilor cu imaginile din satelit, noi le interpretăm practic, lucrăm cu Copernicus. Ideea e că noi prin aceste imagini satelitare le oferim lor să vadă dacă au cumva buruieni în cultură, să vadă evoluția culturii și prin aceste NDVI își pot da seama de mai multe lucruri. Ca să vă dau așa un mic exemplu, uitați, aici este NDVI-ul, unde se vede clar cum evoluează până la starea culturii și când este aproape de recoltă, acesta scade. În privința sistemului VRA pe care l-ați dezvoltat? Acest VRA, practic, cuprinde mai multe chestii. Prin acesta dânsi pot să administreze îngrășămintele variabil. Dacă aceștia dispun în fermă de MEA-uri care au această tehnologie ca să poată să administreze îngrășămintele variabil, și pot accesa la noi pe site și se pot vedea acolo mai multe exemple și cum pot ei să-și facă acest lucru în fermă. Domnule Dragoș Ofrim, ați venit pe piață cu o ofertă de sisteme hortivoltaice. Suntem o firmă de inginerie care integrăm aplicații speciale dedicate horticulturii și anume în tehnologia agrivoltaic, ceea ce înseamnă utilizarea panourilor fotovoltaice pentru producția de energie electrică împreună cu un sistem de stocare și de control, plus ceea ce avem completat suplimentar, sistem de monitorizare a parametrilor din aer și din sol, ceea ce ajută la o monitorizare a condițiilor de trai sau de creștere a culturii aflată sub structura de panouri fotovoltaice. Concret, vine un fermier la dumneavoastră. Ce îi oferiți? Practic, îi oferim câteva lucruri importante. O resursă energetică, undeva, să zicem, la un
capăt de tarla sau unde are el o cultură, îi oferim o structură de protecție mecanică la intemperii sau la diverse fenomene meteorologice care se întâmplă în momentul de față și în același timp îi oferim o posibilitate de a monitoriza, de a ști și de a cunoaște modul în care cultivă plantele sau cultura respectivă. Ceea ce vedeți în spate este o soluție dedicată arbuștilor fructiferi, având în momentul de față mai multe proiecte pentru căpșuni, zmeur și mur, iar rezultatele se văd deja după primul an, în sensul că o astfel de soluție oferă o temperatură mai scăzută plantelor, pentru că face o protecție prin fenomenul de umbrire, panourile fiind semi-transparente, având diverse valori de transparență, deci în principiu oferă diferite grade de umbrire. În plus, se observă, datorită prezenței acestei structuri, o umiditate ridicată în sol și, de asemenea, o temperatură mai mică la nivelul frunzelor plantelor, fiind cunoscut faptul că peste 30 de grade procesul de fotosinteză este afectat, iar planta nu va folosi decât apă pentru răcire și nu va mai fructifica, nu va mai produce nimic pentru a putea fi recoltat ulterior. Avem același spectru de utilaje care le recomandăm de la partenerii noștri de încredere, atât din Italia, Grecia și alte țări. Avem o colaborare destul de ok. Suntem pe piață de ceva vreme și ne face plăcere să fim la ajutorul, de ajutor fermierilor și venim cu oferte accesibile și destul de interesante ce ține de utilajele noastre și de propunerile pentru a solicita, pentru a asigura problemele sau solicitările fermierilor, inclusiv din România. Vorbiți-ne puțin despre utilajele de irigat. Ce ține de utilajul dat are 2000 de litri cu pompă italiană, cu senzor de mișcare în cazul când vede lipsă copac, viță de vie sau oricare alt obstacol, încetează să mai pulverizeze locul unde nu este necesar să pulverizeze. Asta înseamnă economie de soluție, asta înseamnă poluare cât mai puțin a mediului. Ce ține de restul utilajului, prețuri și alea, cred că cel mai bine ar fi să, să putem oferi detalii fiecărui cumpărător în parte. Ce ține de celălalt, e vorba de un cultivator pentru vii și livezi, atât cu sapă, cât și cu o grapă rotativă și multe alte opțiuni adăugătoare care pot fi schimbate doar accesoriile. Iarăși, are control electronic, cât și manetă hidraulică din cabina tractorului. Combaterea dăunătorilor vegetali și animali din culturi a constituit întotdeauna o provocare importantă pentru fermieri. Grație firmelor specializate din domeniu, însă cei mai mulți cultivatori reușesc să mențină o stare de vegetație bună pe toată perioada existenței culturii în câmp. FMC este una dintre acestea. Domnul director, constat o bună colaborare a firmei pe care o reprezentați cu fermierii, iată și cu Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Cereale și Plante Tehnice Pundulea. Cu ce paletă, să spun așa, de produse veniți în întâmpinarea fermierilor și a tuturor celor care cultivă în teren?
Într-adevăr, domnule Banu, există o colaborare foarte bună de mai mulți ani de zile împreună cu INCDA Fundulea. Organizăm, este al cincilea an consecutiv în care organizăm această platformă de loturi demonstrative și eveniment, întâlniri în câmp cu fermierii pentru a arăta în realitate exact, să poată vedea, să poată palpa fiecare dintre dânsii și să vadă soiurile de cereale păioase produse de către Institutul de la Fundulea, dar și starea lor de sănătate acolo unde au fost aplicate produsele FMC și s-au oferit condițiile propice sau condițiile optime, dacă se poate, pentru a se dezvolta aceste plante de cultură și a avea rezultate cât mai bune. În acest sens, aș putea menționa câteva produse care au ajutat, au fost fix, s-au pliat pe nevoile din câmp de aici, de la Fundulea, și mă refer în primul rând la lupta cu buruienile, a fost cea mai mare problemă în ultimii ani, pentru că știm cu toții, la boli, aici fiind o zonă mai secetoasă, când și când, anul acesta, îndeosebi, a fost nevoie de un fungicid foarte bun, puternic, pe tratamentul 2, dar în fiecare an lupta cu buruienile, atât monocotile, cât și cele dicotile, a fost principala problemă. Și au fost ani când am încercat un tratament, am aplicat încă din toamnă un Battle Delta pentru a controla aceste burieni dinainte de a răsări, adică un erbicid aplicat preemergent, sau au fost ani cum este acesta când s-a aplicat în post-emergență în primăvară erbicidul Foxtrot pentru a combate burieni precum iarba vântului și ovăzul sălbatic, buruieni care în principiu nu sunt specifice acestei zone, dar în ultimii ani s-au mulțit atât de mult încât le putem întâlni aproape în orice zonă agricolă a țării. Bineînțeles, totodată buruienile cu frunză lată sunt foarte prezente cam peste tot și știm câteva dintre ele care dau bătăi mari de cap tuturor fermierilor. Mă refer aici la speciile de Veronica, la turiță, la vorbură sau mai nou în ultimii ani, datorită unei rotații mai scurte, există probleme destul de mari cu Samulastra de floarea soarelui rezistentă la Express sau Imazamox, ori cu Samulastra de rapiță. Ei bine, pentru aceste probleme pe care le-am menționat până acum, există un număr foarte limitat de soluții în piață și în special atunci când vrem să avem un control foarte eficient, chiar și dacă buruienile sunt mai avansate în vegetație. Pentru problemele acestea și nu numai, dar le-am menționat pe cele mai dificile, mai complexe, noi am aplicat și avem erbicidul Omnera. Îmi permit să spun că este poate cel mai eficient erbicid pentru controlul buruienilor din culturile de cereale păiase, în special aceste buruieni mai dificil de controlat. Și acest lucru datorită a două aspecte. Unu, combinația de trei substanțe active care au moduri diferite de acțiune și se completează reciproc, au un efect sinergic. Și doi la mână, formularea modernă, o formulare OD, dispersie în ulei, care îi permite produsului să adere foarte bine și la suprafața frunzelor mai dificil de umectat, cum ar fi cele de Veronica, unde găsim foarte mulți perișori absorbanți și de obicei apa sau o soluție, să spunem, suspensie concentrată se scurge foarte, în procent foarte mare de pe plantă. În schimb, această soluție uleioasă se lipește foarte bine odată. Doi la mână, dizolvă stratul de cuticulă, de ceară și penetrează frunza mult mai bine, se absorbe mult mai rapid. De asemenea, la buruieni cu frunze cerate, mă gândesc la Samulastra de rapiță, este mult mai ușor aderent acest erbicid în comparație cu altele datorită formulării și eficiența lui se vede mult mai rapid. De obicei, dacă avem și condiții bune, climatice, temperaturi bune, la 3-4-5 zile după aplicare deja putem observa efectele asupra buruienilor. Referitor la partea de protecție împotriva bolilor, aici, pentru tratamentul al doilea, s-a aplicat fungicidul Zantara. Vorbim despre un fungicid cu două substanțe active, ambele sistemice, Bixafen și Tebuconazol, și cel puțin în condițiile acestui an, când în luna aprilie am avut ploi una după alta, chiar dacă n-au fost toate însemnate cantitativ, dar s-a menținut acea stare de umezeală atmosferică și cel puțin la nivelul plantelor de cultură. În această perioadă, plantele s-au aflat chiar la stadiul de burduf înspicat și chiar începutul floritului, mai devreme cu aproximativ 2 săptămâni decât în condiții normale, fapt care prezenta un risc foarte mare pentru instalarea fuzariozei la spic. Acesta este și momentul optim când se recomandă aplicarea unui tratament fungicid pentru controlul fuzariozei la spic și bineînțeles că nu doar aceasta era problema principală, sunt zone unde ruginile au
a apărut destul de agresiv, să spun așa, ori septorioze. Care este recomandarea dumneavoastră privind combaterea bolilor? Pentru că este foarte important ca în cultură să existe sau să se mențină bucătăria, până la urmă, a fiecarei plante, cât mai sănătoasă până aproape de maturitatea fiziologică. Spicul și ultimele trei frunze sunt responsabile pentru aproximativ 80% din potențialul de producție și acestea trebuie protejate. Momentul ideal de aplicare al tratamentului fungicid poate fi începând de la stadiul de burduf până la burduf frunză standard. Atunci este un moment foarte bun de aplicare al tratamentului fungicid, iar alegerea fungicidului depinde în funcție de condițiile climatice, în funcție de soi. Unele soiuri sunt mai sensibile la unele boli, alte soiuri la alte boli, și atunci trebuie să fim foarte atenți la produsul pe care îl alegem. Dacă nu sunt condiții, să spunem, de risc de apariție a fuzariozei la spic, putem folosi foarte bine un fungicid pe bază de ostrobilurină. În portofoliul nostru există Azaca, pe bază de azoxistrobin, fungicide care încetinesc, pe lângă faptul că protejează planta de cultură de boli, încetinesc procesul de oxidare, procesul de îmbătrânire, permițându-i astfel plantei să acumuleze cât mai multă substanță în bob, adică să avem un plus, un spor cantitativ și calitativ de producție, pentru că totodată crește și procentul de gluten cu 1,2%. Fără îndoială că în paleta de produse pe care le puneți la dispoziție, cum spuneam, fermierilor, aveți și produse pentru combaterea dăunătorilor. Am vorbit un pic ceva mai devreme despre așa ceva. Ce le puneți la dispoziție fermierilor? Pentru combaterea dăunătorilor din culturile de cereale poioase, compania FMC oferă fermierilor insecticidul Vantex, insecticid care a fost aplicat și în această platformă de loturi demonstrative pentru a controla dăunătorul Lema melanopa, și anume gândacul bălos, dar bineînțeles acest insecticid controlează și alți dăunători periculoși, cum ar fi ploșnița cerealelor, poate fi folosit și la rapiță pentru controlul gândacului lucios, inclusiv și afide, dar trebuie să ținem cont că este un piretroid de sinteză, are doar acțiune de contact și de obicei pentru afide, în cazul unui atac mai puternic, e nevoie și de o substanță activă sistemică pentru a avea un control pe o perioadă mai îndelungată. Aș dori să mai menționez un singur fapt, mă refer la partea de produse pentru nutriția foliară și biostimulatori. În acest sens, aș explica puțin produsele aplicate aici, la această platformă. La primul tratament s-a aplicat biostimulatorul Simac Rizo. Este un biostimulator nou în portofoliul FMC, lansat anul acesta. Este un biostimulator care conține atât aminoacizi, extract de alge marine, și este formulat împreună cu macro și microelemente. Astfel oferă o nutriție echilibrată plantelor și le oferă condiții, e un aport suplimentar de nutrienți pentru a ajuta plantele să-și dezvolte potențialul maxim. Și la tratamentul 2 am aplicat produsul foliar extra, de asemenea o combinație de macro și microelemente cu o soluție foarte bună, disponibilă plantelor imediat din momentul aplicării, fapt care în ultimii ani de zile ne-a demonstrat faptul că se obține un plus de un spor cantitativ, cât și un spor calitativ, de asemenea un procent, 1,2% procent de proteină în plus, acest lucru fiind de multe ori confirmat și de către Agricost din insula Marea Brăilei, cea mai mare fermă din exploatație din România, care îl folosește acest fertilizant foliar extra an de an și sunt foarte mulțumiți de el. Primele cireșe de mai sunt deja la vânzare în piețele din țară și atrag privirile clienților dornici să se bucure de aroma și dulceața fructelor de sezon. Săptămâna trecută am găsit un fermier care și-a prezentat cu mândrie roadele livezii tradiționale de cireși înființată cu ani în urmă. Noi am venit în fostul CAP de Chiseni în 2014
Și aici n-am găsit decât bălării, mai lipseau urși, că era toată fauna și flora completă. Și am curățat terenul și am plantat o livadă de cireș, nu cu scopul de a comercializa, de a avea noi de pentru consumul intern. Și am ajuns acum, după atâția ani, să avem cireșe foarte frumoase și foarte gustoase și ne uităm că în luna mai anul ăsta culturile de cireș sunt mai devansate, cu cel puțin 2 săptămâni în zona de sud a țării și avem o producție, cred că ciorile și grauri încă nu s-au trezit că și e prea devreme pentru ei și văd că nu ne-au atacat. Ce-i drept, avem și noi un tun de ciori aici, dar l-am pus în mijlocul livezii, când tună, ciorile fug în partea elaltă. Când îl mutăm în partea elaltă, se mută într-un loc în altul. Dar deocamdată nu ne-au atacat ca în alți ani. Alți ani era puzderie de ciori și de grauri care când veneau îți mânca câte un cireș odată. De ce credeți că este așa de prețioasă și de căutată cireașa în ziua de asta? Care sunt beneficiile? Cireșele românești și în special primele cireșe pe care le culegem sunt niște turfandale. Omul vine după miel, după paș, după de asta și vrea să mănânce o cireașă gustoasă și astea de mai sunt dulcege. Ori noi nu am folosit chimicale, n-am decât împrăștea niște gunoi de graș printre livadă, pe aici, printre pomi și avem niște cireșe foarte cărnoase, să zic așa, foarte bine colorate, roșii, sunt foarte gustoase, adică adevăratele cireșe de mai. Și astea sunt cireșele adevărate românești. Da, îl înțelegem pe Ion Creangă că mergea la furat de cireșe în fiecare an. Și lui era poftă după iarna care trecea peste el, era poftă de cireșe și cum el n-avea acasă, se ducea la vecini și lua cireșe de acolo, da? Ce să zic, acum, după ani de libertate, cam toată lumea are un cireș în curte, în zona de la țară, orășenii își doresc mai mult să mănânce trufandală, se găsesc cireșe românești. Deja au ieșit pe piață, cred că de vreo săptămână, noi mâncăm cireșe aici cam de 3, 4, 5 zile, cam așa mâncăm cireșe. Câți cireși aveți aici, livada aceasta? Exact ca și număr, cred că avem în jur de 100 de bucăți, dar s-au mai și uscat din ei, 90 tot ne-au mai rămas și noi nu suntem prea mulți în curte aici, așa că fiecare dacă luăm câte un cireș să ne săturăm. Deci nu comercializați, mergeți până la urmă, că ce faceți cu atâta marfă? Mai vine și câte un prieten să te întrebe ce fac cireșele, mai te ajută, mai vine în vizită. Ce să facem? Fiecare când vine pe aici trebuie să mănânce cireșe, că vorba aia nu sunt făcute pentru comercializare. Dar care sunt lucrările care trebuie făcute pentru îngrijirea cireșului, ca și pom fructiv? Acum, cum v-am spus, noi nu suntem chiar specializați pe livadă, dar facem și noi niște lucrări de întreținere. Și da, asta... o cultură, da, chiar bogată, cum reușiți? Da, curățăm pomii de toamna, întreținem coroana care deja le-am format-o, intrăm cu motocultorul prin livadă ca să-l afânăm, să nu aibă, eu știu, alte impurități sau astea. Mai facem, dacă e nevoie, cât un tratament, dar anul ăsta n-am apucat să facem niciun tratament, deci sunt cireșe bio. Pentru sănătate și sfătuiți pe cumpărătorii să consume. Să mănânce cireșe cât pot, sunt dulci, sunt foarte bune pentru sănătate, pentru energie.
vecinul invidios cu Hectar. Semințe ardei lung Carpatos F1 cu rezistență la virusul petelor de bronz, la virusul mozaic al castravetelui și la virusul mozaic al tutunului. Acum și la plicuri de 50 și 100 de semințe, doar de la Hectar. Există un loc unde natura se dăruiește complet. În culori, parfumuri, arome. Acolo se meșteșugesc vinuri de legendă. Natura oferă, omul creează. Domeniile Ostrov, vin cu pasiune din Dobrogea. Săptămâna trecută, luni, la Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură din Capitală, s-a aniversat Ziua Mondială a Albinei. A fost o zi minunată în care am adus încă o dată un omagiu acestei extraordinare ființe care asigură echilibrul vieții pe pământ. Tot cu acest prilej s-a făcut un schimb de idei pe o temă de mare actualitate. Ce putem face mai concret pentru viitorul acestei insecte minunate care, pe cât de mică, ne oferă atât de multe? Ce o să aflați în minutele următoare ne interesează pe toți, fie că practicăm ori iubim apicultura. Așa că puțin atenție vă rugăm! S-a schimbat clima și s-a schimbat și baza meliferă. Fermele agricole s-au comasat, s-au transformat în ferme mari de sute sau chiar mii de hectare, s-a mecanizat agricultura și nu este rău, utilaje performante, sigur și chimizarea este dăunătoare albinelor, dar fiindcă nu mai există forță de muncă, nu mai se folosește preșitul manual în agricultură și sigur că prin chimizare. A dispărut sapa, prin erbicidare. Erbicidarea asta nu numai că parțial și ea otrăvește albinele, dar dispare flora spontană. A dispărut flora spontană și pentru albine două elemente de bază sunt de hrană, polenul, dar polenul diversificat de la zeci de flori sau sute de specii, nu de flori, de specii, a ajuns să fie doar cele de interes pentru cultivare, floarea soarelui sau așa. Și atunci acest polen uniflorar, să știți că nu este așa de valoros. Este valoros polenul pentru hrana albinelor și pentru hrana omului când provine dintr-o diversitate florară. Deci și ăsta este un aspect care dăunează vieții albinelor și chiar iernării lor. Sigur că trebuie schimbată tehnologia de creștere a albinelor. Flora de la care se obține miere marfă, este cea de primăvară. Primăverile, așa cum constatăm, sau nu prea avem ierni, sunt timpurii. Deci familiile de albine ar trebui să le dezvoltăm încât să fie capabile de cules, adică să aibă 30-40 de mii de indivizi în fiecare stup de albine lucrătoare, când apar înfloritul pomilor fructiferi, înfloritul rapiței, salcâmul, deci perioada asta. Teiul și așa mai departe. Până la tei se fac. Și sigur că de aici trebuie. Tehnologia ar trebui îmbunătățită în perioada creșterii albinelor de iernare, adică să intre la iernat familii puternice, că numai ăstea care sunt puternice sunt capabile să supraviețuiască pentru iarnă și să dezvolte timpuriu primăvara. Și sigur că sunt cunoscute acțiunile care trebuie să le facă apicultorul. Deci în a doua parte a verii, sau să zicem așa, toate albinele care ecluzionează în luna august și septembrie sunt albine de iernare. Dar apar în luna august, chiar din ponta măcii,
cu 20 de zile înainte, de la 10 iulie. Deci, și la 10 iulie deja se instalează seceta, lipsa hranei naturale din ajuns. Și atunci apicultorii, în perioada asta, deci august-septembrie, ponta medie la o matcă bună este, se situează între 600 și 800 de ouă. Dacă are la dispoziție spațiul necesar pentru dezvoltare, ramele preferate, să știe că în a doua parte a verii și primăvara timpuriu preferă pentru creșterea puietului fagurii mai închiși la culoare, că ăștia mențin căldura și pentru iernare, dar și pentru dezvoltare de primăvară, și în special hrană. Deci dacă nu au cules natural, apicultorii trebuie să intervină cu sirop, cu hrăniri. Sau să le lase mai multă miere. Sau să le lasă, să știți că nu este soluția de mai pomii de bună dacă le lasă miere, pentru că ele sunt zgârcite cu ce au în cămară, în stupul lor, sau econome, ca să nu le zicem zgârcite. Deci mănâncă, dar au grijă că știe că perioada este lungă. Dacă găsesc în natură, mănâncă cât le trebuie, hrănesc și matca din abundență și de aici mențin ponta la 600-800 de ouă în 24 de ore. Și dacă luăm pe 600 pe minimum, 60 de zile, 6 ori 6, 36. Ar însemna că ar putea intra la iernat familii cu peste 30.000 de indivizi. Acestea iernează fără probleme, își mențin căldura și dezvoltă primăvara familii timpurii și dezvoltate, adică care participă la cules. Dar trebuie hrăniri. Acum, cu ce spuneți dumneavoastră, schimbați într-un fel regula jocului, ca să-i spunem așa, da, trebuie, pentru că se știe de ani și ani de zile că o familie de albine iarna nu trebuie să depășească 20.000 de exemplare de indivizi, iar vara să ajungă la 35-40.000 de indivizi. Iernând un asemenea număr de indivizi, apar probleme. Să știți că nu apar probleme. Consumul, că la asta v-ați gândit, consumul nu este mai mare unde este numărul mare de indivizi. E mai mare unde, pe unitate de masă vie de albine, să zicem în kilogram, că e mai ușor de reținut. Deci un kilogram de albine conține 10.000 de indivizi. Dacă sunt numai un kilogram sau un kilogram jumate, cam așa intră la iernat dacă nu acționează cum trebuie apicultorul, acestea consumă mai mult decât cele care au peste 2 kilograme jumate la 3.000, pentru că consumul nu se rezumă, mai ales în prima parte a iernării, noiembrie, decembrie și jumătatea lui ianuarie, când nu cresc puiet. Atunci consumul e foarte mic, la o jumătate de kilogram pe lună, nimica toată. Dacă sunt indivizi mulți, dacă sunt indivizi puțini, ca să-și mențină căldura, pentru că în spațiul în care iernează, ele mențin o temperatură minimul de 14 grade și când nu cresc puiet, până la 25. Fac acel ghem. În ghemul ăla de iernare, ca să mențină temperatura, consumă multă miere. Deci unde sunt puține, ca să supraviețuiască, consumă foarte mult, se uzează, la un moment dat și încarcă organismul, de multe ori defecă în cuib și când a ajuns să defece și mor. De aia trăiesc și consumă mai puțin unde sunt mai multe. Deci să fim optimiști. Suntem optimiști, să ne adaptăm schimbărilor climatice, să ne adaptăm și la baza meliferă care este, și aici se poate. Deci, sigur că sunt dintre produsele cu care se tratează culturile pentru dăunătorii specifici ai lor, sunt sistemice. Asta înseamnă că circulă prin seva plantei și ajung și în floare. Și își mențin toxicitatea pe toată perioada de vegetație. Deci se tratează semințele și au efect până la recoltare. Vara, când este secetă, plantele transpiră noaptea. Apă de gutație se cheamă. Apa aia de gutație care apare pe frunza plantelor
dimineața, o ia albinele și o trăvitoare. Deci apicultorii, când constată la cântarul de control, cei care fac pastoral, că nu mai înregistrează plus, să fugă, să nu mai este de acolo, că în continuare ia o travă și se depopulează. E cam așa. Vă mulțumim pentru aceste sfaturi și sper că cei care ne urmăresc acum să țină seamă de ele, pentru că n-au decât de câștigat. De câștigat. Iar dumneavoastră, televiziunii, vă mulțumim noi, apicultorii, vă mulțumim. Eu vă mulțumesc și pentru ei că le transmiteți. Să vă dea Dumnezeu sănătate și bucurie. Și dumneavoastră la fel. Doamne ajută! Materialul următor, vă invităm să vizităm împreună o fermă de vaci de lapte din județul Harghita. Interlocutorul nostru ne-a vorbit despre provocările acestei activități, despre greutățile crescătorilor de animale, dar și despre speranțele pe care le au. Costică, ești un fermier din localitatea Bilbor. Bilbor, ce efectiv de animale? În jur de 40 de capete. Toate sunt vaci de mulți? Nu toate sunt. În jur de 30 sunt vaci de lapte, bălțată românească. Da. Autohtonă din zona noastră, că nu se prestează chiar bălțată, chiar foarte, nu se prestează la noi, că trebuie vara să le ducem la zona alpină. Mm-hmm. Reușești să le duceți la, zona alpină? Da. Nu-i periculos? Păi periculos, dar... Nu întâmplător am 6-7 câini afară. Măcar să poată ajunge ursul sau ce alte animale mai sunt. De ajuns ajunge, dar măcar îl pune pe fugă. Da, am înțeles. Cât de greu este? Am înțeles că este unul din crescătorii de bovine mare din localitatea nu mare, mai sunt fermieri tot așa de mari. Nu. De greu e greu. La noi, la fermieri, greu. În primul rând cu laptele, da? Adică în ce sens e greu că la noi... Valorificarea laptelui? În primul rând, asigurarea nutrețului. La noi, eu sunt în ecologic. Aha. Nu putem interveni cu furaje necertificate și nu ne permite chiar foarte multe furaje pentru că depășim... Și cum asiguri baza furajelor? În primul rând, ce putem face fân și în zona noastră și mai achiziționăm de la o firmă niște furaje, niște silozi de porumb certificat, ecologic. Una peste alta, în condițiile în care produce ecologic, lapte ecologic, este rentabil. Pentru că, mă rog, costurile sunt destul de mari, producțiile bănuiesc că nu sunt la fel de mari ca atunci când ai posibilitatea să furajezi cu concentrate. Păi producția nu putem să depunem noi cu alții care sunt la deal sau la câmpie, pentru că, în primul rând, nu putem interveni cu, cum am spus, cu furaje și la noi 6 luni jumătate e pe graș sau pe saivan.
animalele. La zona alpină nu poți să le mergi să le forajezi în munte. Și unde le ducem la zona alpină, de la 1200, la 1400, chiar la 1500 mergem. Și găsesc efectiv ăsta de animale suficiente foraj acolo, adică pășune suficiente încât da, să se întrețină? Da, le duc în doi munți, cum ar veni. Uh-huh. Trebuie să le împart. Într-un loc e foarte greu accesibil sus, mai sub poalele, sub Călimani, uh-huh, mai jos de stația meteo, numit Stegea, o pășune a comunei Bilbor. Acolo fac numai brânză sau caș sau derivate din lapte. Am înțeles. Și le vinde la piața liberă sau chiar la diverse pensiuni în zonă sau uh-huh, cum putem. Aici, colaborez cu da, grupurile mai multe, astea, mai multe pensiuni care au nevoie, chiar și sunt două, trei pensiuni aici care au restaurant sau care au nevoie, sună, vin după produse, după... Da, și probabil da, prin asta și da, ei au, sunt mai căutați da, de potențialii da, vizitatori din zona da, pentru da, că și le oferă produse ecologice. În alt munte unde mai am, le divizez animalele, uh-huh, acolo aduc seara și dimineața, aduc laptele jos, avem o cooperativă. De fapt, în Bilbor sunt două cooperative care achiziționează lapte și îl revând mai departe. O cooperativă achiziționează lapte ecologic și una lapte convențional. Uh-huh. No. Am ajuns la, în jur la 2,20 litru de lapte la ecologic. No. Dar îl aducem seara dimineața pentru igiena, ca să ajungă cât mai repede în tank, să nu, da, da, să nu prindă germe, să... Da, am înțeles. Să fie cât mai... igienic. Și cei care colectează, cooperativa care colectează laptele, ce face cu el? Îl dă mai departe, sunt niște firme care dă mai ecologic și cealaltă cooperativă de la altă firmă care e convențional. Da, n-ar fi bine să găsiți soluții aici, plan local, mai ales că am înțeles că în localitate sunt mai mulți fermieri crescători de bovine. Da. Și să găsiți o posibilitate de finanțare împreună să realizați un punct de procesare a laptelui. Mă gândesc. Bine ar fi, dar problema că e foarte greu. De ce? Pentru că sunt niște fonduri europene și statul stimulează asemenea investiții. Stimulează, dar e greu de accesat. Greu. Nu, păi sigur, pentru un crescător e greu să accesezi pentru că e multă birocrație, dar trebuie angajat un consultant care se ocupă cap-coadă de tot acest proces. Și atunci nu aveți grija a ceea ce se întâmplă, veți beneficia doar de, cum mă rog, trebuie să aveți o participare dumneavoastră și să beneficiați de aceste fonduri și să realizați în localitate un centru de procesare, da, cu siguranță, un plus valoare. Cu siguranță veți obține mai mult pe cantitatea de rate, da, care le livrați. Cu siguranță. La asta trebuie să vă gândiți. Adică trebuie să aveți o gândire de perspectivă. Și de pentru, viitor. Păi tocmai. E păcat pentru că munciți foarte mult și nu câștigați mare lucru, mai ales din ecologic. Și cu atât mai mult, cred că ar fi benefic pentru dumneavoastră o astfel, da, de investiție. Ce ziceți? Ne-am gândit, credeți, am luat legătura cu ceva firme de consultanță, acum să vedem. Tot avem promisiuni. Am înțeles de la cei din Ministerul Agriculturii că vă sprijină, aveți reprezentați chiar din zonă acolo, și vă sprijină în toat, din tot ce pot ei să facă, numai că dumneavoastră trebuie să fiți inițiatori. Inițiatori și să vrei suntem, să faceți. Dar problema e că sunt multe piedici care... Care sunt? În ce constă? Trebuie eliminate piedicile astea. Ce, care, e birocrație multă. Asta este, da. Păi noi, v-am spus, noi asta se elimină să, printr-un să muncim în principiu și să asigurăm hrana și să... Nu avem timp să stăm la rând, la coz, la tot felul de, cum să zic, la birocrații și la... Păi tocmai de asta propun să angajați un consultant care să se ocupe de toată treaba asta, toată birocrația asta, să vă facă proiectul, să doar să-l implementați. Nu aveți cum să vă duceți acolo. În primul rând trebuie să ai cunoștințele necesare, să duci hârtii, să nu știu ce. Un consultant se ocupă de chestia asta. Am legătura cu cineva, să vedem. Acum să vedem... Ce se va întâmpla? Ce se va... Eu vă doresc succes, da, și
Cu siguranță, dacă reușiți să faceți, să implementați un astfel de proiect, veți avea de câștigat dumneavoastră, că, slavă Domnului, meritați, munciți foarte mult și ar fi păcat să nu câștigați pe măsură, până la urmă, să vă asigurați un trai decent. Din cauza activităților și acțiunilor umane, populațiile de râși din Europa Centrală și de Vest au în prezent o distribuție neuniformă și fragmentată, iar supraviețuirea lor pe termen lung este în pericol. De aceea, în iunie 2023, a fost implementat proiectul Linksturingia. Acesta își propune să conecteze populațiile de râs din Europa Centrală prin crearea unei populații de treaptă în pădurea Turingian din Germania. Această populație de bază va fi creată prin reintroducerea 20 de indivizi de râs proveniți din sălbăticie și din captivitate. În România, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice și RNP Romsilva vor implementa două acțiuni importante, atât pentru populația de râs din Europa Centrală, cât și pentru populația de râs carpatic. În cadrul acestui proiect româno-german, 10 exemplare de râs de pe fondurile cinegetice gestionate de direcțiile silvice Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea vor fi capturate și transferate în Germania până în anul 2027, în vederea creierii unui nucleu în pădurea turingiană care va contribui la refacerea genetică a întregii populații de râși existente în prezent în 3 nuclee izolate și foarte reduse numeric. Indiferent de zvonurile apărute în presă, carnea de pui rămâne în preferințele de consum ale românilor. Recent am vizitat o fermă de pui de carne din comuna Dichiseni, județul Călăraș, unde am văzut pui de 7 zile crescuți în cele mai bune condiții. Căldură este, paie uscate au, furaj de calitate, apă de calitate, apa vine direct din puț forat, nu e apă de primărie, de rețea, este o apă de super calitate, deci noi facem analize periodice atât la apă cât și la furaj și nu pot să spun că nu facem, dar facem și înainte de a-i livra la abator, adică creștem un pui sănătos și de o calitate excepțională. Nu vreau să spun că doar noi facem asta, doar în ferma noastră, ci toate fermele din România respectă anumite condiții de calitate, de bunăstare a puiului, ca produsul să fie bun pentru consumul uman și aici mă refer că multă carne care se importă este importată în niște condiții improprii. De multe ori am auzit carne cu salmonelă și atunci nu înțeleg de ce cei abilitați, nu dăm nume aici, care ar trebui să se ocupe, care câteodată vorbesc urât despre produsul românesc, să se ocupe și să laude un pic puiul de carne crescut în România, că avem calitate extraordinară și recomand consumatorului să citească pe etichetă, să urmărească producătorul, să-l cunoască. Nu am nimic împotrivă ca cineva să mă contacteze, să-i arăt cum arată puii la noi în hală, așa cum ați venit și dumneavoastră, pentru că noi ne dăm toată silința ca să creștem un pui de o calitate ireproșabilă. Ferma de pui de carne are hale individuale, hala în care suntem acum are 3000 de metri pătrați, este o hală concepută de mine cu o mărime, aș putea să spun, atipică pentru fermele din România, adică este o hală foarte mare, dar din punct de vedere economic, cred eu că spațiile mari de producție sunt cele mai bune. Decât să avem 10 hale însumate să dea o hală de asta, este mai economic ca la o hală de asta să ai un singur angajat, să folosești economic încălzitul, că vedeți că aici e destul de cald, trebuie să încălzim la 32 de grade, adică costurile sunt extraordinar de mare și noi încălzim un singur spațiu de producție față de alții care au 10 spații de producție ca să facă ce facem noi aici. În această hală avem undeva la 60.000 de capete, ceea ce înseamnă că suntem exact pe măsurile care se impun. Cam ce marjă de mortalitate? Sigur că sunt animale,
unii nu supraviețuiesc, dar asta nu e un risc sau o alarmă, pentru că e normal ca la un ciclu de creștere să pierzi 3-4%, să ai mortalitate. Noi, seria trecută, de exemplu, am avut o mortalitate de sub 2%, deci foarte bună. Având condiții foarte bune, nu mor, trăiesc foarte bine și încă o dată noi hrănim puii cu cereale cultivate în bărăgan, nu folosim siropuri, esențe, hormoni sau alte prostii de care se speculează, folosim cereale naturale ca puii să crească în condiții naturale. Dar este mai puțin riscant să luați direct puiul de o zi decât să luați ouă pentru incubare? Ceea ce m-ați întrebat este un alt business. Incubația este o altă afacere. Incubația este o afacere separată, iar noi nu putem să facem, să incubăm ouăle în fermă, pentru că nu avem echipamentele care trebuie. Este o afacere care necesită, cum să vă spun, incubația nu este o clocitoare. Incubația este o întreprindere care au și ei condiții de sanitar veterinar, respectă anumite condiții de igienă și astea, ceea ce noi n-avem și nu putem să facem în fermă așa ceva. Pentru că puii care ies din ou, din ecluziunea puii de o zi, trebuie să iasă niște condiții de sănătate și igienă deosebiți. Ce ar fi să-i aducem de undeva, să-i avem noi o clocitoare și să-i scoatem deja bolnavi? Nu. Asta e altă afacere și atunci cei care au afacerea asta au incubație și ne vând 9 puii de o zi. Fluxul tehnologic, ca să-i spun așa, noi cumpărăm puiul de o zi de la o stație de incubație românească, îi băgăm în halele pregătite pentru creștere, cu condițiile pe care le vedeți, furajul îl cumpărăm de la o fabrică de furaje autorizată, care face furaje de calitate, și ulterior, după ce îi creștem la 2 kg, 3-400, îi livrăm către abatorul propriu, care mai departe îi procesează în sensul că pregătește aripi, pulpă, piept, file cu piele, fără piele, mă rog, să avem mai multe sortimente, nu înseamnă o fierbere, decât o procesare prin care le ia penele și organele, și mai departe abatorul îi livrează atât pe piața internă cât și la export. Noi suntem într-o continuă investiție aici, am cumpărat această locație, aici a fost fostul CAP Dichiseni, mă rog, niște construcții improprii pe care noi le-am schimbat, am făcut ferme, am făcut hale noi și am venit în Dichiseni în 2014, uite că au trecut 10 ani și în această perioadă tot am investit credite bancare, economiile familiei și am investit ca să ajungem unde suntem. Acum avem o investiție în curs, urmează să mai populăm încă 5 hale. Câte serii de pui scoateți pe an? Adică după cât timp ajunge la 2 kg și că eliberați hala și după aia când băgați următoarea serie? Noi creștem într-un an undeva la 6 serii de pui, ceea ce înseamnă că la fiecare 2 luni punem din nou pui de o zi. Timp în care igienizăm halele, practic noi la 42 de zile îi livrăm către abator și până la 2 luni este vidul sanitar, timpul în care este igienă, se spală tot, totul se curăță, ca puiul de o zi când vine din maternitate, din stația de incubație, să găsească niște condiții optime ca el să crească sănătos. Noi folosim furaje naturale, furaje care sunt din bărăgan, ele sunt un amestec de porumb, grâu, șrot de soia, ca puii să crească foarte bine, adică să aibă proteină și energia necesară pentru obținerea sporului zilnic de care noi avem nevoie. Am aflat de la fermieri și câteva sfaturi pentru utilizarea gunoiului de grajd. Folosim gunoiul de grajd dintr-o economie circulantă, îl transformăm în compost prin pasteurizare, reciclare, îl însămânțăm și culegem o ciupercă românească, de asemenea de o calitate foarte bună. Ulterior, ce rezultă de după ciupercărie, îl folosim ca un îngrășământ natural, bio, pentru culturile agricole. Noi folosim în special în solarii, unde cultivăm tomate, castraveți, vânătă și alte legume. Yeah.
Cataline! Mă rog, mai bine dezbracă-te la institutar! Că poate e bani bun! Lumea ta, copilărie, cea mai dragă dintre toate, are zmeie de hârtie și creioane colorate. Cer de pace o înconjoară, glas de păsări, flori de vară, brâu de ape cristaline, zbor de harnice albine. Lumea ta, copilărie, cântă, joacă, versuri știe, soarele o scânteiază, plai de dor o priveghează. Satul românesc este locul unde se nasc multe speranțe, multe visuri. În ochii copiilor de aici poți să citești povești despre viitorul pe care ne-l construim. Fundația World Vision România s-a implicat în multe proiecte dedicate copiilor din mediul rural, iar realitatea pe care au descoperit-o aici este îngrijorătoare. În raportul de bunăstare al copilului pe care fundația l-a realizat în 2022, se menționează că 88% dintre adulții din mediul rural au absolvit cel mult o școală post-liceală și că doar 9% dintre copii frecventau o școală. Acesta este viitorul pentru mulți copii din satele românești, iar sărăcia este cauza principală pentru care se întâmplă asta. Un studiu recent al Eurostat a arătat o legătură strânsă între nivelul de vulnerabilitate, nivelul de sărăcie al unei familii și dacă un copil are sau nu acces la educație. Mai mult decât atât, nivelul de sărăcie al familiei este strâns legat de educația părinților. Dacă părinții nu au fost educați, cel mai probabil, acea familie nu va avea suficiente venituri. Așadar, când vorbim despre educație, neapărat trebuie să luăm în calcul și starea și situația materială a unei familii. Un copil care are privațiuni materiale, nu o să poată, nu putem să avem așteptarea, oricât de mult spunem, pentru că există această teorie sau, în fine, discuție în spațiul public, în care, da, sunt copii care au reușit să învețe și să meargă la școală și să facă performanță, chiar dacă au provenit din familii sărace, doar că trebuie să nu uităm că acelea sunt excepțiile. Sunt copii care muncesc foarte mult, sunt excepții și poate să se întâmple. Însă este foarte greu să ne gândim că un copil care nu are ce mânca, repet, care, nu știu, este abuzat în familie, trăiește într-o comunitate în care nu are grijă așa cum ar trebui de acel copil, să putem să credem că el va reuși să depășească aceste lucruri din jur. De foarte multe ori, problema resurselor este aceea a accesului. Copilul nu poate să ajungă la școală, dar mai există și alte probleme. De exemplu, transportul, distanța dintre locuința copilului și școală și mai apoi vorbim despre calitatea, ajungem la cea de-a doua parte, calitatea educației în mediul rural. Sigur că ar trebui să se fie făcute mai multe investiții pentru profesori, pentru că sunt foarte multe cadre didactice care poate nu aleg să lucreze în mediul rural și dar trebuie să fie făcute mai multe investiții din partea statului. Noi întotdeauna, Fundația World Vision România, a militat pentru creșterea finanțării în educație și chiar am încercat să dovedim prin calcule matematice foarte clare că investiția în educație, exact asta este o investiție, nu o cheltuială. Am făcut un studiu anii trecuți din care a rezultat că orice leu investit în educație aduce mai apoi la bugetul de stat 8 lei. Pentru că un copil în care se investește va deveni un adult care va avea un loc de muncă, va avea un salariu, drept urmare taxele și impozitele se vor întoarce la stat. Deci educația este chiar o investiție foarte rentabilă pentru stat. Așa că da, ar trebui să se investească mai mult și ar trebui să se investească foarte mult în mediul rural, pentru că de foarte multe ori vedem în marile orașe că da, există copii care învață, există licee foarte bune, însă nu ar trebui să uităm că jumătate din populația României este în mediul rural și ar trebui să ne gândim și la asta. Raportul de bunăstare al copiilor din mediul rural arată că în 2022, unul din 10 copii de la sate nu frecventa nicio instituție de învățământ și 2 din 10 copii spuneau că familia le asigură doar uneori sau nu le asigură niciodată suficientă mâncare. În același raport se arată că un sfert din copii spun că elevii din familiile sărace sunt discriminați, mult sau foarte mult.
ceea ce diferențiază munca pe care World Vision o face poate de alte organizații sau în fine alte entități este că noi avem muncă pe teren. Avem oameni care sunt pe teren, sunt în respectivele comunități și sunt acolo și își pot să facă această identificare. Copiii care fac parte din programele noastre sunt din familii vulnerabile, socio și economic, bineînțeles, dar și copii care își doresc să învețe. Când vorbim despre proiectul Pâine și Mâine, de exemplu, identificăm acele comunități vulnerabile care au nevoie de acces la masă caldă și educație remedială și este oferit acest pachet într-o întreagă clasă. Deci nu facem diferențieri în clasă pentru că nu s-ar putea astfel. Însă când vorbim, de exemplu, despre proiecte precum Vreau în clasa noua, contează pe de-o parte venitul, deci există un venit al familiei pe membru de familie, dar și media copilului, pentru că noi ne dorim foarte mult, pentru că doar așa putem diferenția, noi ne dorim să fie copii care chiar să-și dorească să învețe, deci să vrea să facă asta, să vrea să participe la activitățile pe care noi le desfășurăm. Fundația World Vision a demarat în 2016 programul Pâine și Mâine, astfel peste 1500 de copii de la sate din clasele 0-4 beneficiază zilnic de after school. Asta înseamnă o masă caldă și 2 ore de ajutor la teme și alte lecții remediale. Fundația a demarat acest program în 2016 în urma unui studiu care arăta că 2 din 10 copii merg flămânzi la culcare și 1 din 4 copii nu sunt ajutați de nimeni la teme acasă. Pentru a face politici publice bune pentru copii, trebuie să fii acolo, trebuie să vezi realitatea de pe teren și noi asta încercăm să facem de fiecare dată când suntem cu autoritățile la masa discuțiilor, să aducem părerea și problemele și provocările cu care oamenii se confruntă, pentru că noi suntem acolo la firul ierbii, să le aducem la masa discuțiilor și întotdeauna invităm autoritățile și reprezentanții ministerului și toate autoritățile parlamentare, invităm pe teren să vadă că atunci când facem o propunere, ea se bazează pe realitatea concretă pe care o vedem pe teren. Sigur că sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit în ceea ce privește felul în care se întâmplă și accesul pe care copiii îl au la o educație de calitate, dar în primul rând, din punctul nostru de vedere, ar trebui ca educația să fie o prioritate atunci când se realizează bugetul. Pentru că, da, idei sunt foarte multe, politici sunt foarte multe, însă cel mai important este să fie mai multe fonduri investite în educație, să realizăm că educația este cu adevărat o prioritate și că fără educație niciunul dintre celelalte domenii nu are cum să fie așa cum trebuie. Educația chiar este fundamentul și baza și noi pentru asta suntem și pentru asta milităm. Cu siguranță atracția profesorilor este mai scăzută pentru mediul rural. Asta există și în studiile pe care noi le facem. Profesorii nu sunt atât de atrași să predea în mediul rural și cumva este normal, e vorba despre distanța pe care o fac, nu sunt atât de mulți profesori buni în comunitățile respective sau profesori pur și simplu. Există școli și nu numai în mediul rural. Vorbim și de urbanul mic, școli unde nu au cu lunile profesorul la o anumită materie, pentru că nu mai există oameni care să poată să facă asta. Meseria de profesor poate nu mai este atât de atractivă și asta este foarte periculos pentru sistemul de educație, pentru că e foarte important. Da, dar există pe de altă parte și exemple extraordinare de profesori și de învățători. Noi am cunoscut de directori de școală care sunt acolo cu tot sufletul și care merg din poartă în poartă să aducă copiii care nu vin la școală, să-i aducă la școală. Copii pe care părinții poate nu-i lasă, nu știu, nu-și dau seama de importanța educației, sunt profesori care cu adevărat se implică și fac asta. Deci avem clar și astfel de exemple. World Vision România este cea mai mare organizație non-guvernamentală din mediul rural, care sprijină copiii din sute de comunități vulnerabile. În fiecare an, aceasta facilitează accesul la educație de calitate pentru copiii din zonele rurale și ajută să iasă din cercul vicios al sărăciei.
Noi avem proiecte în toată țara, dar în special unde am făcut în ultimii ani proiecte sunt Iași-Vaslui, în Ilfov, Ialomița, Dolj, Vâlcea, Cluj, cam acestea ar fi zonele unde ne-am concentrat activitatea, unde am implementat mai multe proiecte, dar acum avem foarte multe proiecte în mai multe zone. Avem acum un proiect și pentru copii de grădiniță, de exemplu, educație timpurie, și e un proiect foarte mare cu 60.000 de beneficiari în toată țara, deci ne extindem zona de acoperire. În Vaslui, de exemplu, știm că există acolo un pol, în continuare un pol al sărăciei și există o mare nevoie. Pe de altă parte, există foarte mare nevoie și în Cluj, de exemplu, unde poate nu s-ar considera că se întâmplă asta. Avem sate unde copiii chiar nu au acces la educație. Există școli cu foarte puțini copii, unde nu mai sunt profesori. Deci nevoia este peste tot, dar în momentul în care am început proiectele, da, am considerat că acestea sunt zonele unde e foarte mare nevoie. Dar nu e acoperitor. Cu siguranță sunt și alte zone care au astfel. Am început de curând un proiect în Galați, de exemplu, proiectul Vreau în clasa nouă, adică încercăm să extindem, dar pentru asta sigur avem nevoie de fonduri, pentru că nu reușim să fim peste tot unde este nevoie de noi. Vorbim și de familii care trăiesc exclusiv din ajutoare sociale, vorbim de familii unde părinții, de multe ori un singur părinte lucrează cu ziua și așa că nu pot să vorbească despre un venit constant, pentru că sunt venituri care fluctuează. Vorbim despre familii în care într-o singură cameră stau 7 copii și, în fine, reușesc să se descurce așa cum pot, adică vorbim, da, despre un nivel de sărăcie foarte mare și noi am fost și pentru aceste familii suntem în principal. Cam nu pot să spun un venit pentru că sunt, așa cum am spus de multe ori, nu au niciunul dintre părinți, nu au un serviciu stabil. Atunci când se întâmplă asta, deja vorbim de un alt nivel, adică există o oarecare predictibilitate în viața acelor copii. De foarte multe ori trăiesc din ajutoarele sociale, care nu sunt mari, așa cum știm, adică nu e că pot să acopere nevoile pe care familia le are și muncesc cu ziua. Prin programul Pâine și Mâine, copiii beneficiază de un pachet integrat de servicii pentru a-i încuraja să meargă la școală. Astfel, îi primesc zilnic o masă caldă și 2 ore remediale, dar și haine, încălțăminte, rechizite, echipamente digitale și consiliere psihologică în funcție de nevoi. Totodată, Pâine și Mâine include programe de formare pentru profesori, cât și activități de educație parentală și consiliere psihologică pentru părinții din comunitățile dezavantajate. Una dintre principalele probleme, părinții nu-și dau seama de importanța educației, pentru că, la rândul lor, nici ei nu au avut acces la educație. Nu trebuie judecați, însă trebuie ajutați să înțeleagă. De aceea noi avem și programe de educație parentală. Un alt lucru pe care încercăm foarte mult să îl ducem mai departe și există în România o strategie de educație parentală, însă nu este așa implementată cum ar trebui și cum noi facem. Cum privesc, de foarte multe ori și în studiile pe care noi le-am făcut, părinții consideră că e mult mai important, de exemplu, să ai relații față de educație, că așa reușești. De foarte multe ori părinții nu-și trimit copiii la școală pentru că trebuie să-i ajute în gospodărie, nu are cine să îi ajute în gospodărie. Poate să-i trimită până în clasa 8-a, de exemplu, dar de foarte multe ori atunci când copilul trebuie să meargă la liceu, acest lucru nu se mai întâmplă, mai ales când vine vorba, am observat și am avut discuții, când vine vorba de băieți, de multe ori nu sunt lăsați, poate, pentru că pot să ajute mai mult în gospodărie. Sunt foarte multe situații și programele acestea de școală a părinților, așa cum noi le implementăm, chiar au rezultate. Noi am avut, de exemplu, anul trecut într-o comunitate, am făcut o astfel de sesiune de școala părinților și a venit toată comunitatea. Ne-au povestit colegii noștri și au pus întrebări și au vrut să audă, să asculte. Deci oamenii aceștia, dacă sunt sfătuiți, ajutați, de multe ori înțeleg. Sigur că se întâmplă să nu înțeleagă, dar nici nu încearcă nimeni să-i convingă, pur și simplu să-i convingă să-și ducă copilul la școală. Știu că poate ar trebui să facă asta ei, dar de multe ori nu o fac, așa că e important să vorbim cu ei despre asta. Asta, nu mai spun că vorbim și de cazuri, nu știu, de abuz, asta e
toți, majoritatea au spus că, apropo de cum își educă copiii și cum îi disciplinează, majoritatea au spus că îi lovesc, adică există aceste lucruri care ar trebui să dispară și ar trebui cumva și asta să fie un alt program pe care noi îl desfășurăm și pentru care avem toate, nu știu, argumentele care ar trebui extins la nivel național. Noi vorbim de foarte multe ori de moștenirea sărăciei. Și asta se întâmplă. Ei moștenesc, practic, există acest ciclu vicios, părintele care nu înțelege importanța educației, care nu poate pur și simplu să-și trimită copilul la școală și acel copil nu va fi educat și va continua să facă acest lucru și va continua să facă acest lucru și pentru copilul lui. Sunt șanse foarte mici ca un copil care provine dintr-o astfel de familie să reușească în viață, să reușească să-și depășească potențialul. Sunt șanse foarte mici, da, se întâmplă, dar nu asta ar trebui, nu asta ar trebui să fie, nu știu, norma. Deci noi ar trebui să-i ajutăm pe acești copii să aibă acces. Și asta încercăm noi să facem. Și am văzut copii din familii foarte sărace, cu foarte multe probleme, care au fost ajutați de noi. Au fost ajutați prin aceste programe și acum, nu știu, au intrat la facultate, pe locul 2, la facultatea de medicină, de exemplu. Au niște păreri extraordinare, ne sfătuim cu ei, cu privire la politici publice, cu privire la idei, pentru că partea aceasta de participare a copilului la luarea deciziilor care îi influențează viitorul, pentru noi este foarte importantă și încercăm să îi încurajăm pe copii să-și spună părerea. Și ce vreau să spun este că dacă îi se dă încredere unui copil și ajutor, chiar poate să facă lucruri extraordinare și orice copil poate să-și depășească nivelul dacă primește acces la educație. Din păcate, nici astăzi timpul n-a avut răbdare cu noi. Deocamdată atât pentru astăzi. Vă mulțumim frumos pentru atenție și vă dăm o nouă întâlnire duminica viitoare pe canalul Agriculturii și Agricultorilor AgroTV la ora 12 și 30 de minute. Până atunci însă am o rugăminte la dumneavoastră. Să nu uitați că lumea asta a satului e și lumea noastră, oameni buni. A mea, a ta, a ta, a ta, da, da, și a ta, oriunde ne-am aflat. Pe curând, oameni buni! Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov.